Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Ne vom opri astăzi și în lecțiile viitoare la aceste cuvinte rostite de Dumnezeu despre sine. În această seară vom lua doar prima expresie. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. Numele Lui să fie binecuvântat. Este foarte important să-L cunoaștem ca să știm ce ne oferă, ce har avem prin El. Noi rostim pentru copiii noștri când sunt aduși la binecuvântare, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să se îndure de tine. Și noi spunem toată adunarea, amin. Să vedem de fapt ce înseamnă să se îndure Dumnezeu de cineva. Ce este această îndurare a lui Dumnezeu. Îi învățăm pe copii Psalmul 23, în care printre altele este scris în versetul 6, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți, de când e mic de la binecuvântare și nu numai de la naștere, în toate zilele vieții mele. Și dacă e vorba de toate zilele și de îndurare, cred că e potrivit să ne reamintim ce scrie în Plângerea lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 21. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Binecuvântat să fie Domnul! E atât de plin de îndurare, încât de la naștere și până la moarte are porție pentru noi în fiecare zi. Vreau să observăm mai întâi câteva afirmații despre îndurarea Domnului, și mai întâi de toate, afirmații pe care le-a făcut Dumnezeu despre sine cu privire la îndurare. Deja am citit din Exod 34, dar citim și din Exod 20, sunt cuvinte care le-a rostit Dumnezeu din nou cu gura sa, în auzul lui Moise în primul rând. Și aici în Decalog, în auzul tuturor, le-a scris cu mâna sa. Printre altele scrie în Exod, capitolul 20, versetul 6. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Câtă îndurare! Să nu se piardă o mie de neamuri de oameni. Este plin de îndurare. Și scrie în aceeași carte Exod și sunt tot cuvintele lui Dumnezeu și asta trebuie să valoreze mult pentru noi, 33 cu versetul 19, cuvinte care sunt reluate apoi în Noul Testament, iată ce a zis el lui Moise, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur. Și Apostolul Pavel le cita și el în explicația din Roman, capitolul 9. Așadar, noi știm că Dumnezeu este plin de îndurare, în primul rând, pentru că a spus-o El. În al doilea rând, vreau să observăm că profeții inspirați au vorbit mereu despre îndurarea lui Dumnezeu. Moise scria în explicațiile sale de Deuteronom, capitolul 6, versetul 25, vorbind evreilor, vom avea parte de îndurarea Lui. Și el le explica, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci, pentru că Dumnezeu făgăduia mare îndurare pentru poporul său. Iată și alte două citate foarte bogate, rostite de profeți, cartea Isaia, capitolul 30 și apoi Mica, capitolul 7. Isaia 30, versetul 18 și 19. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare. Versetul 19. Da, poporul Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge.
El se va îndura de tine când vei striga, cum va auzi, te va asculta. Adică Dumnezeu e pasionat să dea îndurare. Aștepta să-L cheme, voia să se îndure de ei. Citatul din Mica iarăși este foarte reprezentativ. Mica, capitolul 7, versetul 18. Care Dumnezeu este ca tine, care ieși nelegiuirea și treci cu vederea păcat rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Binecuvântat să-i fie numele, că îi place îndurarea, nu o face de silă, e plin de îndurare. Iată și alte afirmații ale Scripturii și cred că lângă toate aceste afirmații ar trebui să le adăugăm și noi pe a noastre, ca unii care am avut parte într-un fel sau altul de îndurarea Domnului. Solomon spunea rugăciunea lui, Neemia rugăciunea lui despre îndurarea Domnului. Dar eu vă citesc câteva cuvinte din Psalm, Psalmul 84, versetul 11, spuneau fiii lui Core, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Întoarcem pagina 86 cu 15. Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și credincioșie. Posedă aceste haruri pentru noi din plin. Psalmul 103 din nou cuprinde câteva referințe la despre îndurare. Versetul 4, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. Versetul 8, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Versetul 13, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Versetul 17, dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Un alt citat, iarăși foarte bogat, îl avem în Cartea Psalmilor, 130 cu 7. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. Și încă un citat, Psalmul 145, versetul 8 și 9. Sunt cuvintele lui David care a zis, Domnul este milostiv și plin de îndurare. Și versetul 9, ascultați ce frumos sună. Și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui, slăvit să fie în veci. Deci a spus-o El, au spus-o profeții, și alți oameni care L-au cunoscut, toți au vorbit despre îndurarea Lui. De fapt, ce este îndurarea? N-aș vrea să luăm definiții din dicționarul limbii române, mai degrabă să le luăm din exemplele biblice. Este tot harul care îl acordă Dumnezeu oamenilor în nevoie, de la mântuirea sufletului până la rezolvarea oricăror probleme în viață. Adică nu-i pe merit ce ne face Dumnezeu nouă. Nu ni s-ar cuveni asta, dar Dumnezeu se îndură, îi place îndurarea. Hai să luăm câteva exemple. În primul rând să observăm îndurarea Domnului în constituirea și păstrarea poporului evreu. Știți, evreii de multe ori s-au răzvrătit, au fost neascultători. De câte ori s-a îndurat Dumnezeu de ei? Dacă n-ar fi plin de îndurare, ar fi abandonat de mult. Dar nici în zi de azi nu i-a abandonat. De mii de ani i-a avut în vedere. Și a spus Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, ce scrie că își ține îndurarea mii de neamuri de oameni, avem dovadă în istoria poporului evreu. Să citim doar câteva versete. Cartea Deuteronom, capitolul
7, versetele 8 și 9. Domnul vă iubește pentru că a vrut să țineți jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios care își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile lui. A nu se încheia îndurarea Domnului când moare un om credincios și rămâne peste urmașii lui generații. Este o dovadă acestei bogății de îndurare. Citim și alte referințe despre evrei în cartea Nemia, capitolul 9, asta după tot ce au făcut ei, după ce Dumnezeu a îngăduit să ajungă în robie, tot n-a putut să-i abandoneze, iar s-a îndurat de ei. Nemia 9, mai multe versete, versetul 19. În îndurarea ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustie, iată istoria lor. Și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Versetul 27. Când au păcătuit în mod repetat, atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au apăsat. Dar în vremea necazului lor au strigat către tine și tu i-ai auzit din înălțimea celor și în îndurarea ta cea mare le-ai dat izbăvitori care au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor. Când au avut odihnă, au început iară să facă rău înaintea ta. Atunci ai lăsat în mâna vrăjmașilor lor care i-au stăpânit, dar din nou au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea celor și în marea ta îndurare i-ai izbăvit de mai multe ori. 30. I-ai îngăduit astfel mulți ani, le-ai dat înștiințări prin Duhul tău, prin proroși și tot n-au luat aminte. Atunci ai dat în mâinilor popoare străine, dar în marea ta îndurare nu i-ai nimicit și nu i-ai părăsit. Căci tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător. Și tot despre Dumnezeu, în raport cu evreii, citim în Isaia, capitolul 63, unde din nou iese în evidență îndurarea manifestată față de ei, versetul 7. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei lui. Versetul 9. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit, el însuși a răscumpărat în dragostea și îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă arăt acum și să vă citesc că Dumnezeu nu s-a îndurat numai de evrei, că cea mai mare este îndurarea mântuirii, în care am căzut și noi, putem spune, cum zicea David, o frumoasă moștenire mi-a fost dată, am căzut și noi în sorțul acesta al îndurării, slăvit să fie Domnul. Îndurarea mântuirii dată prin Domnul Iisus privea atât evreii cât și neamurile. Tot suntem în Isaia, scrie aici în 61 cu versetul 2, cuvinte împlinite prin Domnul Iisus, să vestesc un an de îndurare. Și în reglementările din lege, îndurările priveau iertarea de datorii, reatribuirea de proprietăți, drepturi de moștenire. Și când a venit vremea, să deschidem la Luca capitolul 1, aici apare de foarte multe ori cuvântul îndurare, pentru că cele promise erau deja pe rol să se împlinească. Citim parte din Cântarea Mariei, Luca 1, de la versetul 54. A venit în ajutorul robului său Israel că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Și de la 69 din cântarea lui Zaharia, cuvinte inspirate. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroși care au fost din vechime.
72. Astfel, el își arată îndurarea față de părinții noștri și aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului pe care se jurase părintelui nostru Avram. Versul 78. Datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Deci lucrarea lui Ioan Botezătorul și apoi lucrarea Domnului Iisus Hristos au fost acte ale îndurării lui Dumnezeu. Citim din Romani, capitolul 10, alte cuvinte care scot în evidență îndurarea lui Dumnezeu. Poate sunt aici tineri care s-au născut în familii credincioși și cred că mântuirea este așa, că au fost aduși doar la binecuvântare. Este un act al îndurării Domnului. Romani, capitolul 10, de la versetul 12. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Întoarcem pagina, capitolul 11. Vă citesc de la versetul 30. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin durarea, neascultarea lor a scăpătat îndurarea acum, tot așa ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurarea tată vouă să capete și ei îndurare. Vorba de evrei și de neamuri. Și versetul 32 e cupola. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. Slăvit să-i fie numele. Să aibă îndurare de toți. Și tot ce facem noi, felul în care ne comportăm în pocăință, ar trebui să pornească de la gândul că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Scrie în 12:1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Deci Dumnezeu s-a îndurat. Și noi, dacă pricepem asta, ne punem la îndemâna Domnului cu toată ființa și slujim cu dragă inimă. Tot despre îndurarea asta care ne-a adus mântuire, că altfel noi nu ne puteam mântui, drept n-aveam merite nici atât. Scrie în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 4, cuvinte care le citam din psalmi și care se arată în mântuire, Efeseni 2:4, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare o care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Și asta e îndurarea, ce scrie aici în paranteză. Prin har sunteți mântuiți. Uneori ne mirăm cum îl îngăde Dumnezeu pe un om 10 de ani. E bogat în îndurare. Cum îl iartă dintr-o dată, cum îl mântuiești, îi dă Duhul Sfânt. Și ce urmează, veșnicia. Totu-i îndurare. Iată ce scrie și în Tit, capitolul 3, despre aceeași îndurare divină. Citesc versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Iată și câteva cazuri de îndurare particulare le-am numit. Dumnezeu s-a îndurat, scrie în Genesa 19:19, și l-a salvat pe Lot. Cu mare îndurare pentru el, tot și el să ardă. Genesa 24, căsătoria lui Isaac cu Rebeca, împlinirea semnelor, ascultarea rugăciunii, și acolo a fost îndurare. Ascultați cuvintele robului lui Avram, Genesa 24:12. Doamne Dumnezeu stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbânda astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. A cerut îndurare. Și când s-au împlinit toate semnele, scrie în versetul 26, atunci omul a plecat capul
s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și zicând, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, stăpânul meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia și, spunea el, m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Prin îndurare, toate se rezolvă. Te scapă Dumnezeu, căsătorie prin îndurare. În viața lui David întâlnim multe momente de îndurare. Când a greșit cu numărătoarea, spune în cartea 2 Samuel, capitolul 24, erau mai multe posibilități prin care Dumnezeu să-l disciplineze. Și știți ce a ales? Scrie în 24 cu 14, David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. Oh, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cadă în mâinile oamenilor. La oameni nu găsim totdeauna îndurare. Am întâlnit o situație în care am rugat pe cineva să fie binevoitor și n-a vrut. Și m-am gândit, astfel de oameni ar trebui să spună Tatăl nostru numai până la pâinea cea e toate zilele. Și asta poate că le-o dă Dumnezeu, dar mai departe să nu zică că își cer o sândă. Că noi suntem iertați numai cum iertăm. Dumnezeu se îndură și să ne ajute Domnul să știm să practicăm și noi îndurare. David, în împrejurările grele ale vieții sale, a apelat la îndurarea Domnului. Vă citesc din Psalmul 25. A avut și el greșelile lui. Vorba lui Solomon din rugăciune, nu-i om să nu păcătuiască. Nu că ne propunem asta, ne ferim și tot greșim. Psalmul 25, versetul 6 și 7. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, că sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte greșelile în tinerețea mea, nici de fără de legile mele. Și adu-ți aminte de mine după îndurarea ta pentru bunătatea ta, Doamne. Așa să ne rugăm. Că dacă e vorba să ne rugăm să facă Dumnezeu dreptate și dacă ne face Dumnezeu contabilitatea, toți suntem pe minus. Da, să ne asculte Domnul rugăciunile după îndurare. Că asta e mare, el e plin de îndurare. Când a păcătuit păcatul lui cel grav, la fel și-a început rugăciunea. Psalmul 51, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Și Dumnezeu în îndurare le-a șters. S-a ales cu o pedeapsă, dar n-a murit, asta a fost marele har pentru el. Spune versetul 14, Dumnezeule, Dumnezeu, mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. El a fost conștient că singura lui șansă e dacă se îndură Dumnezeu. Altfel, n-are cum să o scoată la capăt. Iată ce scrie în Isaia 38 despre o vindecare prin îndurare. Ezechia a fost credincios, dar ascultați cuvintele lui, vindecarea s-a produs prin îndurare. Isaia 38, versetul 16. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Mulțumim Domnului pentru toate durerile sale. După aceste exemple, vreau să trecem la un al treilea și ultim capitol, la aplicații. Scriptura, ați văzut, are suficiente afirmații că Dumnezeu e plin de îndurare. V-am dat exemple din istoria evreilor, din actul mântuirii, din cazuri particulare. Ce trebuie să știm noi, cum să ne raportăm la un Dumnezeu cu atâta îndurare? În primul rând, dacă cunoaștem îndurările Domnului, să-L lăudăm pentru îndurarea Lui. Asta e prima aplicație. În 1 Cronici, capitolul 16, este scris că în vremea lui David s-a instituit un serviciu de laudă la adresa Domnului pentru îndurările Lui, pentru ceea ce este El. Așa este și în cer, un serviciu permanent.
1 Cronici 16:34. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeu, mântuirii strânge-ne și scoate-ne în mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Versetul 41. Cu ei erau Heman și Edutun, care și ceilalți care fuseră aleși și numiți pe nume, ca să laude pe Domnul, motivul, căci îndurarea Lui ține în veac. Și cartea psalmilor este plină de astfel de referințe. Dintre multe care sunt, voi cita doar câteva, dar înspre cartea psalmilor mă opresc și în 2 Cronici, ca să vedeți cum s-a instituit lucrarea la inaugurarea templului Solomon. 2 Cronici 5 cu versetul 13. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească, să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimbale și alte instrumente și au mărit pe Domn prin aceste cuvinte. Ascultați care era corul care se repeta, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor. În momentul în care au lăudat îndurarea, a venit prezența divină. Întoarcem pagina, scrie în capitolul 7, versetul 3. Toți copiii lui Israel au văzut pocorându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei s-au plecat față la pământ pe pardoseală, s-au închinat, s-au lăudat pe Domnul zicând, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în vec. Și acum versetele din cartea psalmilor, doar câteva. Psalmul 106. Iată cu ce cuvinte încep acest psalm. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. 107 începe la fel. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Și este apoi psalmul 136, care se referă verset cu verset la îndurare. Nu vi-l citesc, doar așa să-l privim. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui, și la fiecare verset mă adaugă un act al îndurării și iarăși refrenul acesta, căci în veac ține îndurarea Lui. Și credem că toată veșnicia vom avea parte de îndurarea Lui. De aceea, am spus, aplicația este să-L lăudăm pentru îndurarea Lui. Zicea David în psalmul 40, versetul 9, vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele, Tu știi, Doamne, lucrul acesta. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul și mântuirea Ta. O vom face mai mult? Doamne, ajută-ne! Când se cântă, când este lăudat Domnul, când se amintesc lucrările Lui, noi pe acasă, în discuții, în cântările noastre, să ne unim. V-am spus, este un serviciu permanent în cer, a fost un serviciu permanent la templu, să fie lăudat Domnul pentru îndurare. O a doua aplicație. Harul de a apela la scaunul îndurării. Locul al doilea din templu, Sfânta Sfinților, era numit și în Vechiul Testament, la templul lui Solomon, scaunul îndurării. Și în Evrei este scris în capitolul 4, citim de la versetul 16, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. O putem face în cămăruța noastră, să apelăm la îndurarea Domnului. O facem cu toată adunarea, cu familie, în diferite împrejurări ale vieții. În cartea a doua Cronicilor, capitolul 20, este scris că a venit vestea unei amenințări de război peste Iosafat. S-au adunat, au postit și au început să cânte despre îndurare. Și Dumnezeu le-a venit în ajutor într-un mod extraordinar. În cartea Iov este scris în capitolul 33,
despre posibilitatea ca un om să fie bolnav pe moarte. Situație în care apelăm la Dumnezeu. Scrie aici 33 cu versetul 21, carnea se prăpădește și piere, sufletul se apropie de groapă, viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului pe care trebuie să urmeze, ascultați, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și îndurarea, cum am citat despre Ezechia, poate să o salveze. Să apelăm în toate aceste împrejurări la Domnul, la îndurarea Lui. În Daniel capitolul 2 este scris că împăratul Nebucadnețar dăduse un decret să omoare toți înțelepții că nu știau să-i spună ce a visat și să interpreteze visul. Și scrie în versetul 18, Daniel și cu ceilalți au început să ceară îndurarea Dumnezeului cerului pentru această taină, ca să nu piară. Dumnezeu le-a răspuns, s-a îndurat, le era viața în pericol. Și apoi ei l-au lăudat și sunt aici cuvintele din rugăciunea lor că Dumnezeu le-a venit în ajutor. Să nu ne lăsăm izbiți de necredință, ci în orice situație am fi, să îndrăznim la scaunul îndurării, la un Dumnezeu care este plin de îndurare. Dar să nu o facem numai pentru noi, să o facem și pentru alții. Amin? Că sigur de noi am vrea Domnul să se îndure, dar și de alții. Am citit aici că Daniel a strigat ca Domnul să îndure de ei, că era viața în pericol. Dar în Daniel capitolul 9 aflăm că el s-a îndurat, s-a rugat să se îndure Domnul de alții. Iată câteva din cuvintele sale de rugăciune. Daniel 9 cu 9. La Domnul Dumnezeu nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. Versetul 16. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate-ți mânia și orgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel Sfânt, căci din pricina păcatelor și din pricina religiilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocară tuturor celor ce ne încojoară. El a știut că Dumnezeu poate să se îndure. Rămânem în profeții mici și citim din Ioel. Aici este prezentat în capitolul 1 o vreme de secetă, de foamete, de pedeapsă și scrie în capitolul 2, versetul 13, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeu vostru, căci este milostiv și plin de îndurare și îi pare rău de relele pe care le trimite. Și tot de aici versetul 17, preoții slujitorul Domnului se plâng între tindă și altar să zică, Doamne, îndură-te de poporul Tău. Să știți că e foarte important să ne rugăm pentru România. Dumnezeu se poate îndura pe baza rugăciunilor credincioșilor. Să ne rugăm pentru noi, pentru situații ce avem în familie, dar și pentru țară și pentru alții. Să nu fim, sper, ca și Iona, care să zicem, Doamne, știam că ești îndurător. Dimpotrivă, noi dorim să se îndure Domnul de poporul nostru. Iată și o rugăciune și o dorință a apostolului Pavel, 2 Timotei, capitolul 1, tot apelând la îndurarea Domnului. Îi dorea și lui Timotei har, îndurare și pace, dar apoi zice el de la versetul 16, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngăiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Versetul 18, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea, îndurarea aici și îndurarea mântuirii, să o dea Domnul pentru toți din jurul nostru, să nu fim răi, să nu fim zgârciți. Mai fac o mențiune și apoi încheiem. Să nu creadă cineva din ceea ce am spus că Dumnezeu este cu un sac mare de îndurare și nu biruie să dea după cum e nevoie.
Dumnezeu e plin de îndurare, apelăm la El, dar cu asta să nu ne batem joc de îndurarea lui Dumnezeu. Că au fost situații, scrie în cartea Ezechiel, sunt multe versete când Dumnezeu a zis, nu mai mă îndur de ei. Să ne păzească Domnul să ajungem limita îndurărilor lui Dumnezeu. Că e mare bunătatea Lui. Dar dacă ne împotrivim tuturor mustrărilor, cum spune în Proverbe, dacă în mod repetat nu ne recunoaștem, nu ne întoarcem la Domnul, se poate întâmpla tragedia aceea ce scrie în cartea Ieremia, capitolul 16, versetul 5. Asta e limita. Căci așa vorbește Domnul, să nu intri nicio casă de jale, să nu plângi în ea și nici să nu te bocești cu ei, căci mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea. Să nu ne lase Domnul să ajungem acolo și să ne păstreze în îndurarea Lui cea mare. Dragii mei, în final, două idei concluzive, una pentru trecut, alta pentru viitor. Pentru trecut, haideți să recunoaștem că îndurările Domnului pentru noi au fost mari. Asta în plan personal, suntem încă în adunare, în plan familial, am avut și necesare în ce privește adunarea, chiar națiunea. Și dacă recunoaștem că îndurările Domnului au fost mari, atunci să se audă cuvinte din acestea în cântările și rugăciunile noastre, în care să spunem, Doamne, fii lăudat pentru îndurările Tale, pentru mine, pentru neam, pentru adunare. Să zicem, cum spunea Iacov, scrie în Genesa 32:10, când se întorcea spre Canaan, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a dat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Apostolul Pavel, la rândul lui, privind în trecut, scria în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 14, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare. Și apoi zice tot el în versetul 16, am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi tot îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. Să nu uităm niciodată tot ce a făcut Domnul pentru noi în îndurarea sa cea mare. În ce privește prezentul și viitorul, să avem încredere în îndurările Domnului. Sunt veșnice, țin în veac, cum spunea psalmistul în mod repetat. Iată ce scrie în psalmul 33 în privința asta și să manifestăm această încredere. Se spune că o femeie văduvă s-a dus la o adunare și s-a predicat despre felul în care Dumnezeu poartă de grijă. I s-a lipit inima de versetele citite și a dormit liniștit în noaptea aceea. Dar câteva zile mai târziu, când resursele erau iară la limită, iar s-a frământat, iar s-a îngrijorat. Și unul din băieți așa l-a îndemnat Domnul să meargă să ia Biblia, să citească versetele și a zis, mamă, tot așa scrie ca săptămâna trecută. Psalmul 33 cu versetul 22. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine. Asta privește viitor. Psalmul 40, versetul 11. Tot pentru viitor. Tu, Doamne, nu vei opri îndurările Tale și bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna. Amin. Și încheiem cu două versete din Iuda, care au în vedere din nou îndurarea. Ba chiar cred că astfel putem să întreținem în noi încrederea în îndurarea Domnului, dacă facem ce scrie aici. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu,
și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Domnul care este plin de îndurare, să ne facă din plin parte de îndurarea sa. Amin.